Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Acum mare, mare nebunie, un mare like în momentul acesta, să strângem cât mai multe like-uri, să văd susținerea voastră pentru cei mai tari legendari din cea mai tare trupă. Așa că să-i dăm drumul direct la episod. Ei bine, am o veste foarte, foarte bună. Cel mai probabil în maxim 2 zile, sau de ce nu, poate chiar mâine, o să reușim să facem 1000 de trofee. Ei bine, avem aici 3 Brawl Box-uri. Data trecută ne-a căzut prima noastră epică, care este Pam, și am jucat foarte mult cu ea azi și chiar și ieri și am adus-o la rank 6, așa că mai avem puțin aici să ajungem și la 1000 de trofee. O să-l deblocăm pe ăsta, dar nu-mi dau seama ce e ăsta, e epică, e rară, nu-mi dau seama ce e ăsta. Nu știu, chiar credeți-mă că nu știu. Așa că hai să luăm și noi, colectăm ce avem noi pe aici. Ia să vedem. Next goal contains 10 event tickets. Ok. Și hai să deschidem, poate avem mare, mare noroc. Băi, de jur, în episodul anterior toată lumea scrieți în comentarii că am un mare, mare noroc. Și lasă să avem tot așa, în continuu, că e frumos. Nu, hai să vedem ce ne pică. Avem coins, Daryl, Rico și avem și un bonus. 8 gemuri, bine. Hai să vedem și la asta. Ta-ta-ta, coins, Jesse, Bull. Ok, și ultimul Brawl Box, hai să vedem. Și nimic. Ok, Barley, Rico. Ok, frumos, frumos, mi-a plăcut. Brawlers avem aici așa, pac, pac, pac. Câți Brawler avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Brawler, ok. La news am văzut că sunt niște noutăți ceva pe acolo. N-am înțeles eu prea bine, pentru că, ci că se va da un mare, mare update la Brawl Stars și nu mai știu exact când. Pe data de game update, 2 days ago, Brawl Stars sneak peek. Oh, ok, nu mai știu, oricum se va da un mare update pe Brawl Stars. Nu prea sunt eu, cine știe ce profesionist, de-abia m-am apucat și eu de Brawl Stars și nu prea înțeleg prea multe, de-abia dacă cunosc brawlerii pe care i-am. Așa că, Doamne ajută, sper să fie mai bine. Hai să-i dăm și noi un play aici la Solo Showdown. Jucăm cu Pam, pentru că am observat că este foarte bună și chiar mă ajută extraordinar de mult. E bine că reușesc să sparg unul din ăsta din prima. Oh, de ce, mă? De ce? Nu mă omor, nu mă omor. Haide, bă. Mamă, ce fel mi-au scăzut trofeele aici. Cât de prost am fost. Na, dar oricum n-aveam nicio șansă ca să-l iau, că venise fix lângă mine, l-am dat un pumn de mă duc 2 metri în spate. Un orangutan. Ia să mă duc și eu la niște cutiuțe pe aici. Uite, astea două, că nu s-a dus nimeni la ele. Mă duc aproape de ele. Aie, nu contează că am început prost episodul, dar du-te de aici. Lasă-mi mie cutia, nu fi nebun. Hai că mai era o cutie în sus, știu sigur. Doar dacă n-a luat-o cineva. Îl iau sau nu-l iau? Nu reușesc să-l iau. Nu e problemă. Oh, ce mi-a dat-o. Hai să stau ascuns, pentru că măcar așa reușesc să cresc în trofee. Care să ies printre ultime 4, cam așa. Oh, stai că știe că-s aici, știe că-s aici. A luat smoothie-ul ăla care îți dă viață. Care-ți dă putere. Sucul acela. Hai, mam. Hai că-mi îngheață. Hai de viața mea cât de mare e ăla. 5100. Forță. Stăm ascunși. Măcar printre ultimii 3. Mamă, dacă ar fi printre ultimii 3, ce frumos ar fi. Ăștia fac echipă sau ce fac? Și vine după mine. M-a luat, n-aveam nicio șansă în fața lui ăsta. Vezi că au făcut teaming ăștia, am impresia. E ok, am luat 4 trofee.
Îi dăm și un run cap lui ăla. O să-i dăm imediat lui Pam. Ok. Hai să-i dăm în continuare. Din păcate nu mai am tokens. Dar nu-i problemă. Nu e problemă. De ce te duci acolo? De ce? De ce? De ce faci asta? Vezi? Așa se joacă, nu se joacă așa. Stă acolo. Hai mă, mor. Mort. Ăla-i tat. Și dă-mi-le mie pe astea. Dar nu vreau mă să dau încă forța asta. Am zis că dau ultimata, dar nu vreau să o consum încă. O să o consum când suntem pe, în ananghie, cum se zice. Hai să mă ascund măcar în boscheții ăștia, să fiu mai aproape de... Opa, ceva acolo... Nu e nimic acolo, doar ăla. Haide, măcar printre ultimele doi, ca să cresc mai repede în trofee. Bine, aș putea să mă duc la atac, dar na. Saca boschetarul aici. Saca boscheterița asta, măi, mă. Haide, astăzi. Că se apropie furtuna de mine și mor. Da, și eu ia stau ascunși acolo, ca pomanagie, exact ca mine. Exact ca mine. Hai și suntem în showdown. Ok, hai să facem un fel următor. Uite, mă ascund aici. Uite aici, mă ascund. Pac! Și o iau și ești cam mort. Acum, ia, fii atent. Ia fii atent, unde ești băiat? Cum a omorât în halul ăsta? De mi-a dat un headshot, de m-a dus pe pământul celălalt. Aie, măcar am luat 7 trofei, am dat rank. Haide cu 1000 de trofei cât mai repede. Bine de tot. Cu siguranță nu o să reușim să ajungem la 1000 de trofei în episodul acesta, dar vă promit eu că o să reușim în episodul de mâine. Și o să vedeți acolo ce frumos o să fie. Ta-ra-ta-ta-ta, haide. Am luat, ok. Ne ascundem frumos aici până ne încarcă elixirul acesta, energia. Ok. Nu prea mai avem, cred că, cutii. Așa că stăm și noi ca boschetarii pe aici. Ne plimbăm, așa de așa. Și așteptăm. Mie mi se pare mai ok să stau să aștept ca ăia să se omoare între ei decât să mă duc direct în gura lupului, pentru că altfel o să mor direct și n-am de ce să fac asta. Ia, ia, ia că-s mort, ia. Mort? Bine, ia uite mă, ia uite mă, pleacă, 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 că am luat Dita mai viața și nu vreau să mă omor că am avut acolo, mamă. Cât noroc am putut să am să le iau energia la ea. Frumos am luat. Ultimii patru, nu cred că o să reușesc să intru pe primul. O singură dată am ieșit pe locul întâi cu Pam, pentru că mai rămăseseră doi. Și hai să vedem pe unde e ala. Mai rămăseseră exact doi. Ok, uite-l pe băiat. Ce mă caută. Oh, fugi, fugi băiatul, fugi. Fugi că n-am chef să mă omor. Oh, fugi, ești mort, gata, ești mort, nu mai aveam nicio șansă. Am zis că a luat-o pe partea cealaltă, dar n-aveam rost cu... N-aveam. Ok, 7 trofei e un... foarte bine. Așa, și ziceam că o singură dată am ieșit pe locul întâi cu Pam, pentru că... mai rămăsesem doar 3 și ceilalți 2 s-au omorât amândoi odată și am ieșit pe locul întâi. În rest, numai pe locul 2 am ieșit. Dar e ok, și locul 2. Pentru că... De ce vine ăla să mă atace, mă? Vezi că ești cel mai mare. Vezi? Așa se face, nu se face, dar astea. Ah! Nu mă omoră. Vine după mine, mă. Mă vrea. Haide. Hai să vedem dacă reușim să...
ieșim pe loc un tic cu pe... Așa că neapărat vreau să-mi spuneți și voi în comentarii. Nu am reușit să mă uit la tot videoclipul acela cu... Hai că nu vreau să mor din prima. Oh, ți-ai consumat ultimata și acum vine eu și ți-o dau direct la curcubeu, ia. Ok, vreau să scrieți și voi în comentarii care e faza cu... Haide, ok. Cu update-ul, pentru că eu nu prea știu prea așa multe și am nevoie de sfaturile voastre și să știu la ce să mă aștept. Mort? Nu e mort, nu e mort! Aaaa, am zis că e mort! Măcar să știu și eu despre ce este vorba. M-am uitat la videoclipul acolo, dar eu încă nu am învățat exact brawlerii și care... Care și cum. Și dacă tot este chestia asta cu update-ul cel nou, să aflu și eu mai multe chestii. Oh, 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 uite, avem niște noi etichete. Așa că mâine o să fie ceva șmecher, o să-l deblocăm și noi pe Brock. Să vedem. Nu știu ce e Brock, nu știu ce tip de brawler e. Nu-mi dau seama. Ok. Pentru că nu cunosc. Așa că scrieți în comentarii sfaturile voastre să, și să aflu și eu despre ce este vorba în update-ul cel nou. Așa că ne vedem în episodul următor cu multă pace și iubire. Salutare!